Clubul Astra a pus în vânzare biletele de acces pe stadion la partida de luni cu Dinamo, confruntare ce poate aduce echipei giurgiuvene primul titlu de campioană, dacă Astra va obține cel puțin un punct în această importantă confruntare. Pe de altă parte, Astra poate fi campioană încă de duminică seara, dacă Steaua va pierde sau va face egal în partida cu Pandurii din Târgul Jiu. Revenind la partida de luni cu Dinamo, conducerea clubului Astra a stabilit prețuri mici pentru biletele de acces pe stadion, respectiv 5 lei la peluză, 10 lei la tribuna 2 și 15 sau 20 de lei la tribuna 1. Organizatorii partidei estimează că pe stadion vor fi peste 7.000 de suporteri, dintre care cel puțin 300 de suporteri a echipei Dinamo veniți din București. Partida este considerată una cu risc ridicat și va fi asistată de aproximativ 200 de jandari din Ploiești și Giurgiu. De altfel, forțele de ordine vor fi prezente în tot orașul, mai ales că, în cazul în care luni seara Astra va fi campioana României, după partida de fotbal, echipa se va întâlni cu suporterii giurgiuveni în centrul orașului, în fața teatrului Tudor Vianu.